Președintele Partidului Democrat Liberal Târgu Jiu, Eduard Bercan, nu crede că Văcaru are calitățile necesare pentru a ocupa cea mai importantă funcție din județ. Noi promovăm tinerii, însă trebuie să recomande ceva pentru a ocupa un post atât de important. Ca o dovadă în continuare acestei responsabilități, iată că vom avea și noi, ca prefect, un ageamiu, din punctul meu de vedere, ca al cărui CV-ul nu-l recomandă probabil nici de șef de lot. PDL este pentru promovarea tinerilor în general, dar oamenii ăștia trebuie să aibă în spate și ei ceva, o realizare, un lucru cu oamenii, ceva, să fie, eu știu, reprezentativ pentru o mână de oameni. Eu sunt convins că cei de la Minpres se bucură că domnul Văcaru pleacă de acolo, dar ce fac restul gorjenilor, care o să-l aibă prefect o perioadă de timp? Alin Văcaru nu a putut fi contactat telefonic pentru a comenta afirmațiile lui Berca.